Subiectul în această seară este intitulat Locașul meu cel sfânt și bineînțeles că aceasta mă conduce la două întrebări. Locașul meu cel sfânt, de fapt a cui este biserica? Este a Domnului, nu este a noastră, corect? De aceea în Ezechiel avem această expresie Locașul meu cel sfânt. Și sunt convins că acest loc sau biserica în genere, biserica creștină, este locașul lui Dumnezeu din cel puțin trei motive. Sigur că vineri seara am putea aborda acest subiect dintr-o perspectivă de 360 de grade, nu? O perspectivă absolută, dar vinerea este cea mai păcătoasă zi, în ghilimele spus, pentru toți frățiorii. E o zi înghesuită cu cam de toate și noi încercăm să rezolvăm toate problemele noastre la sfârșit de săptămână. Suntem obosiți, așa că n-am să încerc să abuzez de răbdarea dumneavoastră sau să creez o circumstanță în care dumneavoastră să vă cunoașteți limitele răbdării. Dar locașul lui Dumnezeu, acest loc de închinare, în genere, biserica, este biserica lui Dumnezeu sau locașul cel sfânt, pentru că aici, numărul unu, avem prezența lui Dumnezeu. Și sunt convins că toată lumea vine la adunare cu acest sentiment, cu acest simțământ interior că da, mă duc la biserică și mă întâlnesc cu cine? Mă întâlnesc cu Domnul. Că dacă venim la biserică și ne întâlnim numai noi cu noi, biserica își pierde conotația și devine doar un club, ne întâlnim cu prietenii. Dar diferența între club și biserică este că pe lângă faptul că ne ducem la biserică și ne întâlnim cu frățiorii noștri pe care îi iubim și respectăm, noi ne ducem la biserică în primul rând să ne întâlnim cu cine? Cu acela care ne-a săpat pe palmele sale, cu Domnul Iisus Hristos. Deci, locașul cel sfânt sau biserica este a lui Dumnezeu pentru că El este prezent aici. Doi, prezența locașul de închinare este biserica lui Dumnezeu pentru că aici locuiește adevărul. La ce ar folosi cuiva o biserică fără adevăr? N-ar folosi nimănui nici pentru lumea asta, nici pentru lumea ailaltă. Deci această biserică, această încăpere își are relevanța, își are rațiunea pentru faptul că pe lângă prezența lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu în locașul său, în proprietatea sa de cult, Dumnezeu aduce cu sine un capital infinit pe care lumea nu-l poate cumpăra. Și acest capital este adevărul prezent. Nu există o entitate pe pământul acesta ca marea familie adventă, ca să aibă un adevăr atât de frumos, atât de mișcător și cu un impact extraordinar pentru schimbarea și transformarea vieților oamenilor pe pământul acesta. Deci, prezența lui Dumnezeu, prezența adevărului și, în consecință, acesta este locașul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aici avem și prezența păcii. Avem pe Dumnezeu, avem adevărul prezent și bineînțeles că avem și pacea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Mi-aduc aminte că câți dintre dumneavoastră v-ați născut în biserică? Eu am venit din lumea asta mare, cândva undeva, nu vreau să intru în detaliile convertirii mele în această seară, dar probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră ați avut șansa să vă nașteți în biserică. Eu m-am născut la spital. Deci, să mai repet o întrebare de genul acesta. Ideea este alta, fraților. Deci, faptul că avem șansa, am 5 copii și toți s-au născut în biserică, așa cum am răspuns, în adevăr, în mesaj, în mesajul Advent. Și am explicat adeseori că ei nu-și dau seama cât de mare este beneficiu să te poți naște într-un mesaj. Sau să fii educat de părinți care iubesc pe Dumnezeu și care te învață din pruncie că nu e bună țigarea, alcoolul și așa mai departe, toate lucrurile alea. Că n-au de luptat mai târziu cu ele, dar pentru noi, păgânii care venim din lumea aceasta mare, trebuie să dăm bătălii cu tot ce s-a lipit de noi în timpul vieții până la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și aveam... Tata a fost activist de partid pe vremuri, mama la fel, nu credeau prea mult în Dumnezeu, ci
M-am lovit de un argument teologic la 16 ani pe care nu l-am putut explica mamei mele. De ce e important ca să vii în locașul sfânt al lui Dumnezeu în ziua de sabat și nu în miercurea, vinerea, duminica, joia sau, mă rog. Și îmi spunea, păi, măi, Liviule, nu toate zilele sunt la fel, că-s lăsate de Dumnezeu. Și într-o vineri seara ca aceasta, locuiam în Constanța, cartierul Viile Noi, era o biserică frumoasă, biserica adventistă din Viile Noi, n-aveau neapărat un nume, și vineri seara mama s-a așezat în fotoliu, vizionând cele două ore, dacă vă aduceți aminte, cu fiul cel mai iubit și, mă rog, cum era pe vremea aia, și îmi zice mama, te rog frumos, Liviu, să-mi aduci un pahar cu apă. Mama a avut un stil foarte militaresc de a mă educa, deși nu cunoștea pe Dumnezeu, avea două porunci, să nu furi, să nu ucizi. Asta era grija ei ca fiul sau progenitura să nu pățească rău, să ajungă în pușcărie. Ce se întâmplă este că mi-a venit inspirația, trebuia să merg la biserică vineri seara, și am amânat sau am pretins că n-am auzit cererea mamei mele să-i aduc un pahar de apă în sufragerie, stând în fotoliu în fața televizorului. Și la un moment dat am plecat la biserică, probabil că s-a băut apă, deși am fost un copil foarte ascultător. Sâmbătă seară, după apusul soarelui, m-am dus în bucătărie și am luat un pahar cu apă, mama din nou pe fotoliu în sufragerie, vizionând cele două ore de știri. I-am adus paharul cu apă, zic, mamă, acum 24 de ore mi-ai spus să-ți aduc un pahar cu apă. Bineînțeles că maniera mea de abordare a iritat-o și a făcut-o ca să spiritul ei autoritar și părintesc să răspundă. Păi eu ți-am cerut apă ieri seară, acum 24 de ore, tu mi-aduci un pahar cu apă după 24 de ore? Mie ieri mi-a fost sete, nu astăzi. Zic, ăsta este răspunsul la întrebarea pe care tu mi l-ai pus în fiecare zi de când am cunoscut pe Domnul Hristos și adevărul cu privire la sabat. Deci dacă pentru tine ca om contează când ți-e sete și când ți se aduce paharul cu apă, oare lui Dumnezeu nu contează când El spune mi-e sete de tine și noi să-i aducem un pahar cu apă după 24 de ore? Aici este diferența între regina zilelor săptămânii, care este sabatul, explicam eu mamei mele și așa mai departe. Finalmente a venit și ea la Domnul Hristos, dar vreau să vă spun că este un mare beneficiu să fii născut într-un mesaj, într-un adevăr de genul acesta, care transformă această clădire, care este de fapt ca orice altă clădire din Loma Linda, într-un locaș al lui Dumnezeu, pentru că are prezența lui Dumnezeu, are adevărul prezent și are pacea care este dată de Dumnezeu în măsura în care noi acceptăm invitația Domnului Hristos în viața noastră. Ce am vrut să spun, știți, cunoașterea adevărului ne face responsabili, pentru că avem să-L împărtășim cu cei din jur. Ignorarea acestui adevăr ne face vulnerabili la toate tentațiile din jur și respingerea adevărului corect, identificat ca adevăr, nu? Ne situează într-o poziție imposibilă de a fi salvați. Cred că ar trebui să mai repet aceste trei elemente, pentru că sunt foarte importante. Dumneavoastră, noi, Hristos, avem sau identificăm adevărul, cunoaștem adevărul, iar cunoașterea acestui adevăr ne face responsabili, pentru că avem datoria să-L împărtășim cu vecinii noștri, nu? Apoi, ignorarea unui adevăr cunoscut de noi și pe drept cuvânt identificat de noi ca adevăr ne face vulnerabil tuturor păcatelor din jur și tuturor tentațiilor. Și respingerea acestui adevăr cunoscut ne plasează într-o situație aproape imposibilă de a fi salvați. Sfârșitul este aproape, nu cred că trebuie să fac o pledoarie pentru a vă convinge că trăim evenimente extrem de tulburi, care de fapt pentru poporul advent n-ar trebui să fie o surpriză, corect? N-ar trebui să fim surprinși că ceea ce s-a întâmplat în 2020, 2021 și așa mai departe a produs de fapt sunetul trenului care intră în gară. Trăim ultimile momente de frământări ale acestei istorii, acestei lumii. Am auzit
De plăci. Ați auzit și dumneavoastră de plăci? Da, sigur că da. Știți, de cele mai multe ori, cel mai bun meprobamat sau medicament de a liniști conștiința noastră este că plăgile vor cădea pe oamenii răi. Așa este? Toată lumea crede că plăgile vor cădea, Apocalipsa capitolul 16, plăgile vor cădea pe oameni, peste oamenii răi. Da, sunt de acord. Problema este că foarte mulți omit faptul că plăgile vor cădea și peste oamenii buni. Și vei spune, fratele Liviu, a nebunit. Nu, dragii mei, depinde cine definește termenii. Trăim într-o lume în care familia se primește o nouă definiție. Ați auzit de treaba aia, nu? Trăim într-o lume în care 2 plus 2, dacă insiști că face 4, ești rasist. Deci observați că trăim într-o lume atât de bulversată, atât de nebună, încât termeni fundamentali care au fost regulatori ai societății se transformă și definițiile devin bizare, străine. Deci oamenii buni din perspectiva omului sunt, spre exemplu, când eram mic executam ordinele părinților cu încetinitorul. Am fost singur, n-am frați, n-am surori, nu m-am certat pentru jucării, nu știu dacă am crescut în mod egoist, că cuplurile sau părinții care au avut doar un singur copilaș mi-au spus că, bă, nu e bine să ai doar un singur copil, că crește egoist, trebuie să mai ai încă unul, să învețe să împărtășească, mă rog, o bucățică de pâine, un sandwich, o ceva, o cămășuță, o haină și așa mai departe. Eu executam ordinele părinților mei cu cedinitorul și, spre exemplu, mă trimiteau la cumpărături și uitam să mai vin acasă. Nu știu dacă vă identificați, noi ca și părinți astăzi când vorbim cu copilașii noștri, noi pozăm, încercăm să le prezentăm o imagine cât se poate iconografică cu privire la cât de sfinți am fost noi când am fost copii. Dar, de fapt, copiii noștri ne imită nu numai zâmbetul, mersul. Dar ei moștenesc genetic de la noi, în afara spectrului convertirilor personale, toate bufoneriile care le făceam noi, le fac și ei. M-am rugat 25 de ani pentru un băiat. Am 4 fete și un băiețel, prin harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi l-a dat atunci când a hotărât Dumnezeu că sunt suficient de matur să-i duc un băiat. Biblia spune că the daughters soften the hearts of the fathers. Deci fetele înmoaie inima taților sau ceva de genul ăsta, nu, în limba noastră. Și mi-a trebuit 4 ca să fiu bine muiat. Dar noi încercăm, soția a fost și a fost fata tatei, nu? Ca de obicei. Eu am primit educație, bătaie de la mama pentru 200 de ani în avans. Ei, când am devenit tată, am decis pentru mine personal că nu voi produce acea durere, acel stres emoțional copiilor mei, așa cum am primit eu suficient de bătaie. Deci eu eram cu harul, soția era cu legea. Și e bine că e așa, contrastele se atrag. Că dacă ai 2 cu harul sau 2 cu legea în casă, nu iese bine. Și vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că la un moment dat băiețelul, mă uitam la el, bă, făcea exact ce făcea. Îl vedeam într-un clișeu și zic, a, ăsta-s eu. Și soția, păi ce faci, nu faci nimic? Trebuie să acționezi. Păi cum să acționezi dacă eu i-am dat asta? De la mine moștenește ce e. Dar noi când vorbim cu ei și le facem educație, băiatule, fato, ai grijă cu tare, că uite lumea așa, dar tu cum ai fost? Noi încadrăm tot spectrul ăla al copilăriei noastre într-un mister absolut. Noi n-am făcut niciodată greșeli, noi suntem sfinți cu tare. Și copilul zice, băi, tată, eu nu o să fiu ca tine cum ai fost tu copil niciodată. De aceea e bine să avem factorul realitate când îi abordăm. Întorcându-mă la subiect, îmi zicea mama, după ce veneam, când mi-aduceam aminte, zice, Liviule, ești bun de trimis după moarte. Ați auzit expresia asta? Și mama mă identifica ca om bun, nu? Că spuneam de ce oamenii buni primesc plăgile. Păi om bun ca mine, om bun ca Liviu. Zice, ești bun de trimis după moarte. Te-am trimis să iei pâine și zarzavatul și ce-o mai fi și vii tot mai seara, că mă opream la fotbal, mă, cu copiii. Știți cum era pe vremea aceea? Nu existau atâtea telefoane mobile și tablete care să te idiotizeze într-un stil din ăsta contemporan. Zice, ești bun de trimis după moarte. Da, dar eram bun de ceva, nu?
E, oamenii de genul ăsta bun de ceva vor primi și ei plăgile. Oameni răi vor primi plăgile, dar și oameni buni vor primi plăgile. Oameni buni după definiția omenească. Și mai e o treabă. Ce se întâmplă? Astfel de oameni, vreau să zic, acum abordez la un subiect din Scriptură. O declarație din Matei, capitolul 5, oameni care sunt buni de dus la biserică. Ați auzit expresia asta? Bă, zice, ăsta nu e bun decât de dus la cine? La biserică. Ce spune Matei, capitolul 25, 24, 26? Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru. Secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă, m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Un om bun face o declarație rea despre Dumnezeu. Zice, Doamne, am știut că ești rău. Ei, ăștia sunt oamenii buni care merg la biserică. Și din ăștia vor primi plăgile. Oameni de genul ăsta buni care merg la biserică și care spun despre Dumnezeu că e prea egoist și prea rău și ascundem talentul sau adevărul încredințat nouă. Ăsta este omul dus la biserica creștină în general. Indiferent de nuanță, aceasta transformă biserica în cel mai mobil cimitir care există în lumea noastră, dragii mei prieteni. Biserica să devină un cimitir mobil, în care oamenii vin, zâmbesc și pana inspirată spune, ți s-a dus vestea că ce? Trăiești. Dar nu știi realitatea despre tine. Dacă biserica este singurul loc unde se manifestă evlavia creștină, să știți că suntem cei mai decompătimiți oameni. Dacă numai la biserică, în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu, se moștenește, se practică evlavia, numai aici se practică evlavia și afară pe ușa aia altceva, suntem cei mai nenorociți oameni. Interesant este că noi, așa cum spuneam, avem cel mai frumos adevăr, cel mai minunat adevăr din întreaga lume, adevărul Advent. Acest adevăr a trezit lumea la realitate, dar cunoștința acestui adevăr, așa cum spuneam, ne face responsabili în fața lui Dumnezeu, iar nepracticarea acestor adevăruri ne pune în situația descrisă de profetul Ezechiel, capitolul 9, știți, acum venim la punctul culminant. Domnul a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, fă un semn pe fruntea celor care suspină și gem din pricina uriciunilor care se săvârșesc acolo. Iar ceilalți au zis în auzul meu, treceți după el în cetate, loviți și ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Păi ce fel de Dumnezeu e ăsta? Ăsta e Dumnezeu la care ne închinăm? Da, dar se pare că e un moment în care totul s-a terminat pentru lume. E un moment în care Dumnezeu desfășoară tot resentimentul, toată repudierea lui față de păcat. Și oamenii care s-au lipit atât de tare de păcat, încât n-au putut să fie dezlipiți. Ucideți și nimiciți pe bătrânii. Mai țineți minte tramvaiele din România? Troleul, autobuzul. Mama îmi spunea, băi, n-a fost dusă la biserică, n-a citit Biblia niciodată până la momentul ăla și spunea ce când te uiți în troleu și vezi un bătrânel sau o bătrână, nu stai ca mu jos. Te scol, bă, imediat. Și dacă are sacoși cu, cum era pe vremea aia, nu? De la magazin, o ajuți, îl ajuți pe bătrânel, îi iei sacoșa, îi o pui lângă, poftiți, luați locul. Educație de comuniști atei. Bătrânii, în societatea aceea, primeau ceea ce noi numim respect. Când spuneai bătrân sau spuneai om cu părul cărunt,
însemna ceva. Scurai pălăria în fața părului cărun, nu? Și acum citește în Ezechiel 9, ucideți și nimiciți pe bătrâni. E, pare un oximoron, nu? Pe tineri, fecioare, pe copii și pe femei, să nu vă atingeți de niciunul dintre cei care au semnul pe frunte. Nu se spune că-s bătrâni, tineri sau copii. Ăștia spus de o parte de Dumnezeu. Noi știm de ce. Începeți însă cu expresia magică, locașul meu cel sfânt. Doamne! Să înceapă Dumnezeu plăgile cu locașul cel sfânt? Cu locul unde era prezența Lui? Cu locul unde era adevărul absolut? Cu locul unde oamenii primeau pace desăvârșită când veneau în acel locaș al Lui Dumnezeu? Am fost în Portugalia și am avut șansa să vizitez locul sau rămășița turnului bisericii în care frățiorii noștri, prietenii noștri de sorgintă romano-tradițională s-au ascuns în 1755, a fost marele cutremur de la Lisabona, s-au băgat în sfântul locaș, că venea tsunami, venea valul ăla mare și m-au dus frații. Hai mă să vezi unde s-au ascuns frații ca să se salveze. Unde s-au ascuns? În locașul cel sfânt al lui Dumnezeu. Dar n-au putut fi salvați. Au murit acolo, înghițiți de apă, vreo 60.000 sau nu știu greu. E teribil, este o istorie, chiar simțeam așa o stare de nebine în zona respectivă. Ca la Auschwitz, după ce cine vrea să meargă la Auschwitz, la lagărul acela de exterminare, 3 săptămâni nu mai zâmbești și nu-ți mai trebuie mâncare. Acela sentiment l-am avut când am fost în locul ăla unde locașul sfânt al lui Dumnezeu a fost distrus cu oameni cu tot. Zice, începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Și ei au început cu bătrâni. Adică oamenii ca mine și ca alții care țin Biblia asta în mână să-i învețe pe alții. Tremur când spun asta. Mă îngrozesc pe mine că trăiesc sau nu trăiesc la pretențiile sau la nivelul pe care Dumnezeu îl cere de la un servitor al lui Dumnezeu și al fraților. Un pastor este într-adevăr un servitor al Domnului Dumnezeu, dar este un servitor și a membrilor bisericii. Adeseori noi uităm asta. Și mai ceva. Câți dintre noi ne cunoaștem vecinii? O întrebare, poate că ușor ne la locul ei. Cum adică să ne cunoaștem vecinii într-o societate în care totul este incert și toată lumea are pușcă? Când m-am mutat din Canada în 2005 la Boma, unde am avut șansa să închiriez o casă, n-am știut, casa a fost trafic de droguri. Veniți din Canada, amărâți. Am închiriat o firmă din asta care, mă rog, produce aceste contracte de închiriere de casă și am luat una modestă pe buzunarul nostru. Și undeva la 5 dimineața cineva, nu erau vecini, cineva bate la ușă cu pistolul mascat în buzunar și cu așa copiii sar din pat, vin la noi, ce tati, cineva se izbește în ușă. Era foarte devreme, neobișnuit. Mă duc în pijamale, deschid ușa și văd pe un nene cu dânaia, cu așa și cu celularul în dreapta, o mașină stătea cu ușa deschisă și mă întreabă de numele unei doamne, Mary, nu știu cum, unde e Mary? Zic, domnule, nu știu cine e Mary, eu sunt pastorul Liviu Tudoroiu și dacă vreți să vă invit să vă dau un ceai fierbinte, o pâine tostată, nu, deci prăjită cu puțin, bă, ce vreți dumneavoastră? Zic, eu n-am, nu știu, am la biserică, am câțiva membri, dar nu știu dacă e Mary pe acolo, dar veni și noastră sâmbătă la adunare și vedeți dacă e Mary. În zona aici puteți intra în casă. Ai, nu m-ai văzut omul cu așa, lasă mâna jos. Zic, domnul, chiar vă rog, n-am avut nici pușcă, nici pitol. I-am zâmbit.
Pur și simplu, am știut că poate să ne facă rău, dar ce ai putea să faci într-o situație de genul ăsta? E, în contextul ăsta, mă mai întrebați dacă am mai avut curajul să vorbesc cu vecinii? Și totuși am avut curaj să vorbesc cu vecinii. Noi ne cunoaștem vecinii, dar ei ne cunosc pe noi. În afara faptului că ne văd sâmbătă, că mergem îmbrăcați la cravată sau îmbrăcați frumos pentru Doamne. Ce știu ei despre noi? Știți, există o declarație din... da, pare mi se că este Matei. Da, Matei, capitolul 10, versetul 16. Foarte tradițională declarație. Iată misiunea poporului lui Dumnezeu. Vă trimit ca pe ce? Niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca și porumbeii. Acum, fraților, aici avem 3-4 feluri de animale. Avem miei sau oi, lupi, șerpi și porumbei. Și întrebarea este, care e cel mai periculos dintre astea? E versetul următor, nu e aici. Nu e versetul 16, în următorul, în 17. Zice, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Însă, zice Domnul Hristos, păziți-vă de oameni. Deci, recapitulez, avem oi, lupi, șerpi, porumbei și oameni. 5 clase. Cine e cel mai periculos? Lupul? Apropo, dacă ne uităm la vecinii care sunt pe scaune acum, cineva mi-a spus la intrare, frate, te rog să ne ierți că nu suntem foarte mulți. Lasă-mă, frate, că Dumnezeu iubește calitatea, nu cantitatea, corect? Dar dacă vă uitați la dumneavoastră și dați mâna cu fratele sau sora, din dreapta sau din stânga, dau mâna, soră, oaie, oaie. Frate, oaie, oaie. Uite, suntem oi între oi. Dar ce avem lupi aici? N-avem. Dar Domnul Hristos spune, nu, nu, misiunea nu e asta. Oi între oi. Ce-i foarte frumos, în locașul Domnului, așa e, se cuvine. Dar zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul cui? Lupilor. Asta este o misiune care aparent n-are nicio logică și nicio rațiune. Știți de ce mușcă lupii? Lupii mușcă ca să-ți transmită un mesaj. Eu am fost ateu. Nu există ateu convins. Există doar om prost informat. N-am avut acces la toate informațiile. Dar vreau să vă spun că cei mai nefericiți oameni de pe pământ sunt oamenii singuri. Lupii singuratici. Oamenii care nu cred în Dumnezeu. Chiar și ăia care strigă la televizor că nu există Dumnezeu, în inima lor și-ar dori să existe Dumnezeu, pentru că știu că existența unui Dumnezeu ar pune capăt la toate problemele pe care le au dumnealor. Deci când Domnul Hristos ne trimite între lupi, El știe. Trăiești ca oaie între lupi, numai dacă ești o oaie autentică. Dacă lupii te prind cu o caua mică, cum se zice în Ardeal, că nu ești oaie și de fapt ești de-a lor, te mănâncă. Dar dacă suntem creștini, născuți din nou, autentici, avem șansa și privilegiul să botezăm foarte mulți lupi născuți din nou. Iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dragii mei prieteni, în această seară cred că e suficient să înțelegem de ce locașul meu cel sfânt este de o mare valoare. Are prezența lui Dumnezeu, are adevărul fundamental și are pacea pe care nu poate cumpăra și nu poate câștiga nimeni. Iată că vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Sunt ferm convins că Dumnezeu în această seară face un apel la inima noastră și vrea ca să stăm în picioare ca popor care poate răsturna lumea aceasta. Puțini. Să știți că nu există crimă perfectă, numai polițai incompetent. Nu există om cu totul rău să nu poată fi salvat, numai pastor nesuficient de consacrat, care să se plece în mizeria noroiului fiului pierdut sau fiicei pierdute. Nu există crimă perfectă, numai polițai incompetent. Sunt convins că Dumnezeu ne poate ajuta și în această seară aș vrea să fac un apel la un lucru atât de important. Și Domnul Hristos spunea, întoarceți-vă la ce? La dragostea dintâi. Dar la ce dragoste să se întoarcă unii dacă n-au fost îndrăgostiți niciodată? Nu? Dumneavoastră, cupluri. Vă mai aduceți aminte soților când a fost prima oară, când a spus vă iubesc? Când a spus soției noastre, te iubesc, draga mea? Sau ați adus un buchet de flori?
Și dânsa dă din coci, zice, au trecut ani mult de atunci, s-a cam uitat obiceiul. Ei, oamenii regretă. Ce regretă? Regretă niște fascicole frumoase din istoria lor personală, ca familie, și Domnul Hristos spune, ei, nu vă pierdeți speranța. Întoarceți-vă la punctul zero, la momentul terminus, când voi ați inițiat acea dragoste unul pentru celălalt. Dar la ce dragoste să se întoarcă unii dacă n-au avut-o niciodată? Știți, spre exemplu, există trei crize prin care noi vom trece în curând. Ați observat că Biserica lui Dumnezeu a fost polarizată, creștinătatea în genere. Unii că e bine, alții că nu e bine. Când am trecut în crizele astea, care cum? Eram haotici, n-aveam un glas clar, nu știam de unde vine trăsnetul. Și oamenii s-au împărțit inerent într-o grupă care gândește așa, într-o grupă care gândește altfel. Criza care vine peste noi are trei nuanțe. 1. Criza de conștiință. 2. Criza de personalitate și 3. Criza de identitate, fraților. Asta este criza prin cricele sau criza tridimensională prin care vom trece. Pilat, un exemplu cu care închei. Criza de conștiință. Când a avut Pilat criză de conștiință? Să uită la Iisus, la Domnul nostru Iisus și spune: da, un împărat tot ești. Nu? Criza de conștiință. Îi spunea Duhul Dumnezeu, băi, ăsta e Iisus, Mântuitorul. După aia cade la examenul crizei de conștiință și trece la următoarea criză, criza de personalitate. Era judecător, nu? Zice, ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristosul? Păi cum, mă, tu care ești judecător în Israel, tu întrebi mulțimea, întrebi gloata ce să fac cu Iisus? După legea romană, ce ar trebui să faci? Observați? Trepidează, cade la examenul crizei de conștiință și ajunge la examenul crizei de personalitate. Și la sfârșit, treaba voastră. Și s-a spălat pe mâini. Asta este criza de identitate. Pilat nu mai era judecător. Dacă vreți, mergem mai departe. Caiafa are la fel trei crize. Poporul care stătea și striga, vrem pe Barabas, la fel. Dar și noi urmăm cu pași grăbiți pe drumul acela. Dragii mei prieteni, aș vrea să mă bucur de cel mai frumos verset din Scriptură, care este definiția perfectă a îndreptățirii prin credința Domnului Hristos, prin care noi vom putea fi mântuiți. Și acest jewel, această perlă a Scripturii, se găsește în cel mai nepopular și nedorit text din Vechiul Testament, și nedorit capitol. Ați auzit de capitolul 17 din Ieremia? Blestemat este omul care se încrede în om. Când citești capitolul ăla, bă, nu-i nimic bun acolo. Lasă-mă, domne, cu blestemat om, știu cât de rău sunt. Nu mai trebuie să-mi spui tu cât de rău sunt, corect? Dar e un verset acolo care de cele mai multe ori e sărit. Este versetul 14. Vreți să, nu știu dacă depășesc limitele decorului, dar aș vrea să beneficiem de un singur lucru. Să plecăm de aici în această seară cu versetul ăsta memorizat. E posibil? Foarte frumos. Ieremia, capitolul 17, versetul 14. Simplu, trei lucruri, trei să le ingerești. Vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Și după aceea ce mai zice? Ați găsit? Mântuiește-mă tu, Doamne, și voi fi mântuit. Căci tu ești ce? Slava mea. Cel mai frumos verset este echivalentul versetului de aur, Ioan 3:16 din Noul Testament. Asta se găsește. Vindecă-mă tu, că oamenii nu mă pot vindeca. Mântuiește-mă tu, că oamenii nu mă pot mântui. Tu ești, în engleză spune, tu ești gloria mea, tu ești slava mea, tu ești climaxul bucuriei mele. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară, să putem pregusta această experiență cu El. Locașul lui Dumnezeu e aici, prezența sa este aici. Adevărul fundamental este ceea ce justifică prezența
dumneavoastră la biserică și pacea pe care trebuie să o primim este tot aici. Concluzionez cu ceva de suflet. Băiețelul meu, numele lui este Jordan Daniel, și când era micuț, întotdeauna îi plăcea să adorme pe pieptul meu să-i spun eu o poveste din Biblie. Copiii au două povești preferate. Nu spun leghiciți sau nu, că le știți dumneavoastră. Două povești preferate din Vechiul Testament. Daniel și David și Goliat și ce? Daniel în groapă cu lei. Simplu. Astea sunt două, toată lumea. Ei, m-a exasperat copilașul meu. Zic, Georgi, ce vrei să spună tati în seara asta? El era deja cu un ochi închis. Zice, Daniel în groapa cu lei. Eu spun Daniel în groapa cu el, el e aproape pe jumătate adormit. Și la un moment dat am depășit răbdarea sfinților și am zis, băi Georgi, dar ce tot îți trebuie tu? Zic, tu vrei să fii ca acest Daniel sau nu vrei să fii ca acest Daniel? Și el zice, nu vreau să fiu ca Daniel. Păi zic, și atunci de 6 luni, de ce mă torturez, mă, că să spun povestea cu Daniel în groapa cu lei? Și el se uită la mine și zice, eu vreau să fiu ca tine. Eu nu știu cine e Daniel ăla, dar eu vreau să fiu ca tatia meu. Bănuiesc că sunt foarte mulți stați în seara asta aici. Există vreun compliment care să-l primească un tată de la cineva sau fiul? Să vină fiul la dumneavoastră fără să vă zică, tată, eu vreau să fiu ca tine. Sau mamele, să vină fiica dumneavoastră și să spună, mamă, eu vreau să fiu ca tine. Ce mai frumos compliment, ce mai frumos cadou, emoțional, verbal, sufletesc, emoțional, cum vreți dumneavoastră, cel mai frumos cadou, pe lângă o mașină, casă și nu știu ce, e cadoul recunoștinței copilului care vine și spune, mamă, vreau să fiu ca tine, tată, vreau să fiu ca tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară, să reușim performanța de a obține copilașii noștri și ne rugăm și pentru cei care nu mai sunt cu noi. Bănuiesc că în biserica asta, ca și în toate celelalte biserici, sunt destui fii și fiice risipitoare pentru care să ne rugăm. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvânteze în această seară. Amin.